În momentul în care tu îi duci în zone de genul ăsta și spuneai, inclusiv cu securitatea aferentă, inclusiv cu ghizii locali care să netezească drumul în comunitate și așa mai departe, e senzația că totuși primesc o variantă cosmetizată, adică în momentul ăla, ei știu, nu, că, domne, mă duci în favela, dar mă duci cu niște persoane de încredere în niște locuri pe care le-ai ales tu pe sprânceană, e viața adevărată ce mi-a arătat aici sau e una cosmetizată pentru turiști? Noi le arătăm viața adevărată din favelă, dar pe de altă parte nici nu mi-asum riscul să-i duc în cea mai rău famată favelă. Îi duc într-o favelă, de exemplu, concret, pe cazul Rio de Janeiro, îi duc într-o favelă care a fost transformată și în ultimii 20 de ani este, îi spun, pacificată. Cum s-a întâmplat asta? Pentru că au făcut un post de poliție acolo, care sunt un fel de trupe SWAT, cum sunt la americani, deci sunt niște trupe de astea de intervenție rapidă care intervin în toate favelele și atunci au creat un sediu central fix în favela aia. Evident că nu mai există criminalitate acolo, pentru că e cea mai puternică ramură a poliției este acolo. Dar pe de altă parte, ei văd cum trăiesc oamenii, în ce stadiu de sărăcie trăiesc, cum își duc copiii la școală, ce probleme au. Vorbim despre cât costă casele, câți bani câștigă, ce fac cu copiii și problemele pe care le au cu after school-ul, că de fapt, de exemplu, asta este o problemă când copiii termină școala la prânz și nu au ce să facă cu ei și atunci vin tot felul de ONG-uri care fac programe cu copiii după amiază ca să ducă părinții la serviciu. Deci ei văd lucrurile astea, dar nici nu mi-asum. Deci eu sunt genul de om care nu își asumă riscuri. Dacă mi se pare că ceva e foarte riscant, nu o fac, nu, niciun caz, nici măcar pentru mine, dar minte pentru alții.